cum au descoperit-o pe tânără și în ce stadiu este ancheta, ne spune corespondentul nostru, Andrei Marinaș. Atenție, urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional. Bun găsit, Andrei! Bun găsit, reprezentanții Centrului de Resurse Juridice spun că au fost sesizați despre acest caz pe 23 noiembrie, telefonic, în mod anonim, despre situația tinerei cu dizabilități intelectuale și nevăzătoare care suferă de mai bine de 4 luni în urma unei fracturi de femur care a avut loc chiar acolo în Centrul de Asistență și Îngrijire din Comuna Zătreni din județul Vâlcea. Reprezentanții acestui ONG din capital au mers la centrul din Comuna Zătreni chiar două zile mai târziu și au găsit-o pe această tânără într-o stare de malnutriție severă, legată la mâini și la picioare și gemând de durere, și din acest motiv îi acuză pe reprezentanții centrului și pe medicul de acolo că nu au făcut nimic ca să atenueze suferința acestei tinere. După îndelungi discuții în contradictoriu cu cei de la Vâlcea, au reușit în cele din urmă să o transfere pe tânără cu o ambulanță la Spitalul Municipal din Drăgășani pentru acordarea de îngrijiri medicale. Și vă mai spun că această tânără a fost instituționalizată toată viața, a trecut de la un centru de plasament la acest centru de îngrijire și asistență din Comuna Zătreni. Acum, reprezentanții Centrului de Resurse Juridice spun că au depus plângeri și sesizări la DGASPC Vâlcea, instituție de care aparține acest centru, la Ministerul Muncii, dar și la parchetul de pe lângă Judecătoria Bălcești. Și am încercat și noi să obținem un punct de vedere de la DGASPC Vâlcea, însă nu am reușit acest lucru până în acest moment.